Emil Dică respinge, alergă Daniel Niculae, Daniel Niculae și Nae Constantin. Batista află acolo, Daniel Niculae interceptează, dar a pierdut în fața fundașului turc. Emil Dică, în dreapta Bădoi demarcat, urmează centrarea lui Bădoi, în careu, pasă și... Muntenegreanului, îmi cer scuze. Sperăm să nu te audă. Da. Mazilu, un atacant adevărat, capabil să înscrie dintr-o jumătate de ocazie. 1-0 pentru Rapid, început bun pentru Rapid. La fel s-a întâmplat și la cel 3-3. Urmărim continuarea, cred că a fost a lui Costin Lazar, o deviere nedorită de către rapidist. Balon care ajunge la Îngapunu și nu a fost offside, cred că a procedat bine Florin Păunescu. Vedeți încă o dată momentul loviturii de cap, a fost no-go de această dată și cât l-a trimis într-un colț și a șutat în cealaltă parte Jula. Rapidul trebuie să o ia de la capăt. Sunt două echipe. A fost de ajuns acea eliminare a lui Cua și lovitura liberă executată perfect de Vasile Mafte. Nicio șansă pentru Paulius Gribauskas, care a luat locul în poartă lui Ismail Cua. 36 minutul gol. Scriitorul Tudor Octavian, în tabletele sale, în editorialele sale din Gazeta Sporturilor, faptul că Rapid este incapabil să gestioneze avantajul pe care îl are în... Victor Berbecaru și este și firesc, într-adevăr roșu, când te joci cu focul te pârlești. A atins mingea cu mâna în afara careului, balonul s-ar fi dus. Iar de această dată Griguraș nu mai are soluții, iată-l pe Gribauskas, a respins ciudat Silviu, sigur, șutul a fost de la mică distanță, șutul lui Burdujan, însă chiar și așa... de Emil Dică din penalti. Două goluri în prelungirile, prime reprize pentru Rapid. Revenim după pauză în Giulești pentru Fotbal Spectacol. Sondajul săptămânii va aduce în prim plan sondajul realizat prin intermediul site-ului fzr.ro. Întrebarea săptămânii a fost: ce compartiment credeți că ar trebui integrat Rapid? Cu un total de voturi de 3424, se poate observa un echilibru între compartimente. Apărarea 22%, mijloc 20%, atacul 34%, toate compartimentele 23%. Chiar dacă echilibrul este destul de evident, atacul este cel care, în opinia celor care au votat, ar trebui cel mai mult întărit. Nu uitați să votați în fiecare săptămână pe site-ul FZR la sondajul săptămânii. Etapa 5 a Ligii 1 programează duminică 26 august, începând cu ora 20:30, meciul între Poli Timișoara și Rapid București. Meciul va fi transmis în direct de Canal D. Meciul propune întâlnirea între Rapid București, liderul actual al campionatului, după 4 meciuri, 3 victorii și un egal, și Poli Timișoara, 4 meciuri, 2 victorii, un egal și o înfrângere. Conducerea lui Poli Timișoara speră ca jucătorii să uite de prestația curziceniu și să arate că pot forma un lot valoros care să lupte la titlu. Va fi interesant de urmărit jocul lui Grigorie, cel care a lăsat Poli Timișoara pentru Rapid București. Rapid București se confruntă cu numeroase probleme de lot, mai ales în atac, acolo unde Cesinia, Buga, Burdujan vin după accidentări. Boiare lua de puțin timp antrenamentele, iar Mazilu s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale. Practic singurii
atacanți valizi din lotul Rapidului sunt Dobroiu și Răduță. Conform site-ului oficial al echipei Politehnica Timișoara, biletele costă astfel: 12 lei la peluze, 16 lei la tribuna 1 și a 2, 20 de lei la tribuna 0. Este bine cunoscut faptul că o întâlnire între Poli Timișoara și Rapid București reprezintă întâlnirea între cele mai frumoase galerii ale țării. Momentul în care o țară întreagă poate vedea cum două galerii pot sta împreună, comenta despre fotbal fără să se bată, fără să se înjure. Acesta este momentul de civilizație al fotbalului românesc. Momentul în care putem arăta că se poate și așa. Vă invit în continuare să urmăriți imagini de la finala Cupei României, acolo unde cele două galerii au făcut spectacol. Asta ar fi versiunea beta a proiectului intitulat Tribuna Giuleștina. Vă aștept cu păreri pe blogul baratchifezere.ro sau direct pe forum, acolo unde mă găsiți cu userul baratchi.